Iată, Rusia revine pe poziția a doua. Să vedem și nota pentru Fazana din Italia, dacă Italia poate depăși Rusia. Noi rămânem pe primul loc, urmează ultimul aparat, solul. Trecem repede prin studio ca să le vedem pe fete în direct. Deodorantul numărul 1 împotriva petelor galbene și împotriva urmelor albe pe negru. Nivea for Men Invisible for Black and White. Negrul rămâne negru, albul rămâne alb, protecție 48 de ore. Invisible for Black and White de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Părul meu e supus provocărilor. Astăzi e drept, mâine e ondulat, iar în timp apar firele despicate. Însă acum am descoperit noul Pantene Anti-Breakage and Repair. Protejează împotriva firelor despicate și previne apariția acestora un timp îndelungat. Cu noul Pantene, părul arată sănătos săptămână după săptămână. Noul Pantene Anti-Breakage and Repair. Hai, ne hotărâm azi. Da, meniu Big Tasty. Ba nu, nu, Chicken Grill. Hai Big Mac. Big Mac cu cartofi. Cartofi prăjiți. Sau wedges. Wedges, da, vreau cu suc de portocale. Sau apă plată. Coca-Cola? Coca-Cola. Nehotărât? La McDonald's ai de unde alege. Meniuri în sute de combinații, aceeași economie de 3,50 lei. Părul tău are vârfurile deteriorate? Cu noul serum Pantene Split End nu mai este necesar să le tunzi. Redă aspectul sănătos și combate firele despicate cu noul serum Pantene. Cei mai în formă bărbați au testat antiperspirantul Gillette Stick Sport în cadrul unei sesiuni de cycling plină de energie. Mă simt foarte bine. Sunt pregătit pentru o nouă provocare. Îl voi folosi zilnic. Testează-l și tu! 82% dintre bărbați preferă antiperspirantul Gillette Stick Sport față de alte antiperspirante pe care le-au folosit înainte. De-a lungul anilor am luat în greutate multe kilograme, până când nu mai eram eu însă. Atunci am spus stop! Acum am revenit, mănânc mai sănătos, fac mai multă mișcare, iar XLS Medical absorbe până la 27% din grăsimile ingerate, fără efecte secundare. XLS Medical. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Ne-am întors, ultimul aparat pentru România. Avem o diferență confortabilă, sper să o păstrăm. Sunt 3 puncte și 2 zecimi între noi și Rusia, care a revenit pe poziția a doua. Italia e pe 3, Franța pe 4, Marea Britanie pe 5. Suntem la sol și avem o tripletă ce poate aduce aurul României după 4 ani la campionatul european. Bulimar, Ponor și Iordache vor fi la acest aparat pentru România. O vedem pe Larisa încălzindu-se, lângă ele Octavian Belu, cel mai titrat antrenor de gimnastică din lume. Iar Rusia va fi la paralele în acest schimb. Aproape că am putea spune la cele mai bune aparate și România și Rusia. Depinde exact de fiecare în parte ceea ce se întâmplă. Diana Bulimar. Haide, Diana. Prima diagonală, dublu întins. Stai. Înțeperit. Bun. Haide, Diana. Un salt cu 5-4 legat cu dublu echer. Dublu salt înapoi echer. Bună aterizarea, fără pas. Săritura Bulimar. Este o săritură artistică valoroasă. Este un cloș lateral cu o întoarcere suplimentară de 360 de grade. Iată ce aterizări lipite. Foarte mult s-a lucrat în ultima vreme la acest lucru la lot. Și contează extraordinar de mult. Fiecare pas, fiecare săltare sunt penalizate. O deschizătoare extraordinară pentru echipă, Diana Bulimar, și această Tsukahara frumos aterizată. Da. Dă încredere echipei, un om care să-ți dea siguranță, siguranța maximală, cea care a adus României atâtea titluri. Cele două sărituri artistice, care sunt cerință la acest aparat. Și ultima diagonală, haide Diana. Oh, bravo, Diana!
Când am văzut-o cu delejări intră, am avut emoții, dar cred că a vrut să lipească aterizarea și o reușit. Felicitări! Am văzut zeci de antrenamente, zeci de indicații cu lipirea aterizărilor. Iată, a devenit un automatism, ceea ce e foarte bine. Nu este ușor să depui efort ca să te duci destul de înalt, să faci toate întoarcerile, toate salturile necesare și să stai în aterizare. Este foarte, foarte dificil. Am văzut o reluare la sărituri cu o reprezentantă a Marii Britanii. Aceasta este Rebecca Tunney. Grișina la paralele 15.333. Foarte bine. La paralele, Alia Mustafina a ratat în calificări. Vă spuneam, nu are nicio finală. Să vedem dacă reușește să se concentreze. Un ștalder cu întoarcere 360, legat de Shaposhnikova cu 180. Foarte ușor pare această Shaposhnikova, dar este un element cu fază de zbor destul de dificil. Aici a avut probleme. Da, să vedem. Un ștalder în apropiat, da, cu 360. L-a legat. Și l-a făcut. Și din nou a făcut legare. Deci a reușit să treacă de pe o bară pe alta fără niciun element intermediar. Și a reușit exercițiul de data aceasta, nu s-a afinat. Este și ea fericită. Bulimar, 14.633. Parcă un pic puțin față de ce evoluția a avut. 5-8 dificultate. 8-8-33 la execuție. Cătălina Ponor la sol. Ce privire! Da. Câtă hotărâre. Să vedem câte piruete facem. 4. Eu am numărat 4. Dublu întins! Lipit! Bravo, Cătă! Bravo, Cătă! Caciov, flic, Tsukahara. Mai bine decât în calificări, parcă. Un pic cam jos, aterizată. Umerii. Sperăm că nu pierde mult. Și un cadet cu dificultate de săritură artistică valoroasă, de care gimnasta are nevoie. Dacă vrea să se lupte pentru o medalie sau podium. Întors 1080. Și aterizarea destul de bună. O săritură cloș la cap, legată cu o săritură cloș cu 180. Și ultima diagonală pentru Cătălina, hai de Cătă. Dublu înapoi, echier cu un pas la aterizare. Cătălina Ponor, 25 de ani, 15 medalii câștigate în carieră. Ați văzut nota pentru Mustafina, 15.833. O notă foarte bună, foarte bună. Dar și dificultatea exercițiului este din 6.80. Aproape un punct de penalizare, este foarte puțin la paralele. Komova, o avem pe campioană mondială în titlul la acest aparat. Să vedem dacă își reușește exercițiul. Am văzut-o la încălzire, au avut probleme. Deocamdată este bine. Un ștalder înapoi în apropiat. Vrea să facă legare cu Jagr întins. I-a reușit. Aici au avut probleme la încălzire. Nu a mai reușit să prindă bara. Încă ce? În ultimul timp, gimnastele au început să prefere salturile, desprinderea cu reapucarea barei. Ah, ce probleme de ținută. În locul întoarcerilor, deoarece întoarcerile paralele sunt penalizări mari pentru întoarceri, dacă nu sunt terminate în stâmpe mâini, ceea ce este destul de dificil de făcut.
Avem reluare acelui Stalder printre brațe. Și-au reușit, și-au reușit toate trei execuțiile la paralele, gimnastele din Rusia. Da. Noi mai avem pe Larisa la sol, să vedem. Și strigăm și noi ca și fetele. Haide, Larisa, atentă. De această evoluție depinde aurul european pentru echipa României. Le vedem. Toată lumea are emoții. Încurajăm. Și suporterii. Și suporterii tricolori. Cred că vocea este a celor doi tați, Bulimar Iordache și domnul Izbașa acolo. Și fanii. Ce greu vine nota, Cătălin. Cred că sunt probleme. S-a blocat din nou calculatorul, că văd că a fost chemat un reprezentant. Toată lumea e cu ochii pe tabela de la sol. Komova, 15-766. Rusia și-a încheiat evoluția. 575-536, pardon. Komova a luat mai puțin decât Mustafina. Da. Într-adevăr, 14.733 pentru Cătălina. Ne trebuie cel puțin 14.281 ca să trecem pe primul loc, să depășim Rusia. Are posibilitate să obțină.